Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă săptămână. Săptămână cu sfârșit de luna octombrie, început de luna noiembrie. Și vreau să vă aduc la cunoștință câteva dintre activitățile săptămânii trecute și ceea ce ne-am propus pentru această săptămână. Așa cum am anunțat și public, pe pagina de socializare a Primăriei Municipiului Roman s-a semnat contractul de finanțare pentru Parcul Jora. Valoarea proiectului este de 1,9 milioane de lei noi. Este un proiect care presupune amenajarea zonei dintre Tic-Tac și Kaufland. Termen de finalizare 16 luni, discutăm acolo de alei pietonale, alei pentru promenadă, piste pentru biciclete, derdeluș pentru sănii și, bineînțeles, locuri de joacă și amenajări peisagistice. Deja am discutat cu colegii mei că alături de celălalt proiect de la blocul 33 să se publice pe SEAP achiziția proiectării celor două obiective și ulterior să publicăm și executarea lucrării în vederea adjudecării acestor obiective de investiții. Mai departe, eram dator încă de săptămâna trecută cu unitățile de învățământ care ni s-au alăturat în acel proiect al nostru Grădina cu Zarzavat. Este vorba de Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Tehnic Petru Poni, care a depus pentru grădința cu program prelungit numărul 6, Liceul Teologic Sfântul Francis pentru Școala Costache Negri, Școala Mihai Eminescu pentru grădința cu program prelungit numărul 1 și Liceul Tehnologic Vasile Sav. Unele dintre aceste instituții au și identificat suprafețele de teren unde vom derula acest proiect, urmând ca ai mei colegi de la Biroul de Mediu să evalueze situația în teren și din primăvară să putem demara acest proiect, care își dorește să vină în sprijinul unei alimentații cât mai sănătoase pentru copiii noștri. De asemenea, suntem într-o fază destul de avansată în ceea ce privește ofertarea creditului de 10,5 milioane de euro pe care Primăria Municipiului Roman dorește să-l contracteze. Săptămâna viitoare, pe data de 6 noiembrie, așteptăm ofertele finale, urmând ca după deschiderea plicurilor să avem și un draft de contract pentru acest credit. În ceea ce privește investițiile de pe raza municipiului Roman, strada Eternității se apropie de finalizare. Am finalizat trotuarul pe partea stângă, cel dinspre parcul municipal. În această săptămână, colegii mei de la Direcția pentru Servicii Edilitare vor monta și băncile în acea zonă. Constructorul a început încă de săptămâna trecută bordurarea trotuarului drept, cel dinspre case, și ulterior va trece și la montarea pavelelor în acea zonă. În ceea ce privește sensul de girație, așa cum anticipam încă de săptămâna trecută, am achiziționat și așteptăm în următoarele două zile să ne parvină elementele de semnalizare suplimentară a acestui sens de girație. Ideea pe care noi am luat-o în calcul a fost aceea că autoritatea publică locală trebuie să facă tot ceea ce ține de competențele și de posibilitățile sale pentru a oferi condiții de trafic cât mai sigure pe raza municipiului Roman. De aceea am achiziționat suplimentar o serie de
elemente de presemnalizare a acelui sens de girație cu lumină intermitentă, care pe lângă iluminatul cu LED din zonă și pe lângă marcajul rutier care se va face în zonă pentru delimitarea clară a acelui sens de girație, să ofere participanților la trafic o vizibilitate cât mai mare a acestui sens de girație. Eu vreau să vă mai aduc încă o dată la cunoștința dumneavoastră faptul că cele două incidente care s-au petrecut acolo în zonă au fost generate într-unul dintre cazuri de viteză excesivă și de consumul de alcool, iar în cel de-al doilea caz de viteză excesivă, urmele de frânare înainte de sensul de girație fiind undeva la 70 de metri, din câte am discutat cu cei care efectuează cercetarea în cauză, și mai departe, imaginați-vă pe lângă cei 70 de metri de frânare, ce viteză a avut în continuare cât să fie proiectat de partea cealaltă a sensului de girație, iar motorul i-a fost spart când era pe panta de coborâre a sensului de girație. În continuare, facem un apel la participanții la trafic pentru respectarea normelor legale de circulație pe drumurile publice, pentru a diminua riscul de producere a accidentelor. O altă activitate care începe din această săptămână se referă la toaletarea arborilor și doborârea arborilor care sunt uscați. Se finalizează în aceste zile procedura de marcaj din partea ocolului silvic. Practic, toți arborii care vor fi toaletați și care vor fi doborâți pe raza municipiului Roman vor avea marcajul de la ocolul silvic, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere legal, toate procedurile au fost respectate. Și vom interveni încă din această săptămână pe strada Smirodava, pe strada Bogdan Dragoș, pe E85, și aș vrea să vă mai aduc la cunoștință sau să vă reamintesc atât dumneavoastră cât și cetățenilor municipiului Roman că în paralel cu aceste activități obligatorii de toaletare și de doborâre a arborilor, vom continua și pentru anul viitor acțiuni de plantare de puieți noi. Numai în acest an am plantat peste 8.000 de puieți de arbori din diferite specii și un lucru care este îmbucurător, chiar dacă procentajul nu este unul care se bată spre limita superioară, dar observăm totuși de la an la an o mai mare grijă a romașcanilor față de acești arbori și rata de prindere a lor este mult mai mare, ceea ce ne bucură. Și dacă ne dorim cu toții să trăim într-un mediu cât mai verde, cât mai oxigenat, trebuie să ne implicăm cu toții în aceste activități, pe de o parte de plantare, dar cred eu că cel mai important în activitatea ulterioară de conservare a acestor puieți, și fiecare să ne implicăm acolo unde avem în zonă să îi ajutăm să se dezvolte și să crească mari, iar activitățile de doborâre nu trebuie privite în alt sens decât în cel strict pozitiv, în care vom interveni doar pentru acele cazuri care pot pune în pericol bunurile și sănătatea, pentru că știți foarte bine și în acest an, pe fondul acestor condiții meteo din ce în ce mai instabile și cu accelerări foarte mari ale vitezei vântului, pot apărea situații neplăcute, și atunci pentru a preveni aceste situații trebuie să luăm și astfel de măsuri. De asemenea,
tot prin intermediul paginii de socializare a Primăriei Municipiului Roman, v-am adus la cunoștință și faptul că până pe data de 6 noiembrie activitatea la bazin va fi închisă, întrucât se efectuează, pe de o parte, lucrările de revizie anuală a acestui obiectiv, dar în același timp și de remediere a unor deficiențe. Am schimbat săptămâna trecută caloriferele, săptămâna aceasta vom mai interveni la zona de bazine și vom introduce de asemenea prin o hotărâre de Consiliu Local și o taxă în ceea ce privește accesul la saună. Știți foarte bine că de mai bine de un an de zile de când am pornit această saună, ea a fost cu titlu gratuit, însă din păcate cheltuielile pentru a avea o astfel de saună sunt destul de semnificative și această activitate trebuie susținută de către cei care doresc să meargă la saună. De asemenea, tot în ceea ce privește activitățile de agrement, vreau să vă aduc la cunoștință că, începând cu această săptămână, zona de picnic din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova va intra în conservare. Deja încă de săptămâna trecută am început această activitate, dar doar parțial. Din această săptămână vom conserva în integralitate tot ceea ce înseamnă zona de picnic din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. O altă activitate care se apropie, pe de o parte, de final din punct de vedere birocratic și de început din punct de vedere al lucrărilor, este vorba de asfaltarea celor 5 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu. Din punct de vedere al procedurilor licitației s-au finalizat evaluările. Urmează ca în termen de 3 zile câștigătorul licitației să aducă toate actele necesare pentru încheierea contractului și, dacă toate lucrurile vor decurge normal, săptămâna viitoare, undeva în data de 8 sau 9 noiembrie, vom semna contractul de realizare a acestor străzi și am vorbit cu colegii mei de la Direcția Tehnică ca în paralel să pregătim și ordinul de începere a lucrărilor, pentru că, așa cum vă spuneam, îmi doresc ca încă din această toamnă strada Tinosului să fie reparată. Iar aici, iarăși, vreau să vă aduc și să vă readuc aminte că acest proiect nu prevede doar reparația cu covor asfaltic, ci presupune și realizarea de trotuare și de guri de preluare a apelor pluviale. Practic vorbim de amenajarea, practic, de străzi complet, cap-coadă, cu tot ceea ce înseamnă infrastructura aferentă. Firma câștigătoare este, de fapt, o asociere de firme, este vorba de PHR Construct Solution și Simetrica, iar valoarea licitată este de 2.335.430 de lei, practic undeva cam la 60% din valoarea estimată a investiției. Suma pe care v-am dat-o este sumă fără TVA. La această sumă se adaugă și TVA-ul. Iar, așa cum probabil ați fost și informați, mâine la ora 14 vom avea și ședința ordinară de Consiliu Local, acolo unde ne propunem să dezbatem proiectele de hotărâre conform ordinii de zi care deja v-a fost comunicată. Cam acestea au fost informațiile pe care mi-am dorit să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Doamna Irina? Domnul Galan?
Da, vreau mai mult niște lămuriri. Ați făcut o ofertă, vorbesc despre credit de 10 milioane. Da. Ați cerut de la bănci, domnule, cine vine cu cea mai mică dobândă, bănuiesc? Nu, am publicat pe SEAP această solicitare a noastră, am pus condițiile pe care le-am avut noi și de aici depinde de bănci dacă sunt satisfăcute de solicitările noastre sau nu. Și știți cumva care este banca? Nu, momentan nu. V-am spus că așteptăm. Au fost mai multe bănci care au solicitat clarificări suplimentare. Noi le-am oferit acele clarificări suplimentare și termenul limită este 6 noiembrie. Și a doua chestiune se referă la bazinul de not. Acolo unde sunt mulți copii care au abonamente. În cazul în care o săptămână nu se lucrează... Nu va fi nicio problemă, se decalează cu acea săptămână, da, fără nicio problemă. No, e o activitate care se întâmplă în fiecare an și la fel s-a petrecut. Nu, doar fără nicio problemă. Ok, mulțumesc. Da, doamnă Flora. Nu s-a finalizat încă, asociațiile nu ne-au comunicat încă toate informațiile, încă așteptăm. Primul pas este ca asociația de proprietari în momentul în care constată că are acest gen de acoperișuri pe imobile din cadrul asociației, este să vină să obțină un certificat de urbanism pentru intrare în legalitate. Cu această ocazie vor primi toate informațiile de care au nevoie, mai mult decât atât toate avizele pe care trebuie să le obțină și proiectul tehnic. Și ulterior, din momentul în care vor avea toate aceste documentații complete, pot veni pentru obținerea autorizației de construire pentru intrare în legalitate. Problema care se pune este alta. Ce s-a discutat la nivelul societății, dacă spune așa, nu există o unitate în vedere comun al locatarilor pe proprietarii unui proprietar. Cei de la parte, la lume, la nivel cea și trei, ei nu sunt afectați direct de asta. Nu. Eu nu pot să impun absolut nimic. Eu nu pot să impun absolut nimic. E aceeași discuție pe care am mai avut-o aici la conferința de presă. Trebuie să înțeleagă toți proprietarii, indiferent că discutăm de cei de la parter sau de la etajul 3 sau de la etajul 4, că acoperișul este parte integrantă a construcției lor, a clădirii, a corpului comun, a condominiului și obligațiile sunt ale tuturor proprietarilor din acel imobil. În momentul în care există o hotărâre a adunării generale care prevede realizarea fie de reparații sau realizarea unei șarpante, când există un consens între coproprietari, sigur că lucrurile merg altfel. Din păcate, așa cum spuneți și dumneavoastră, încă la nivelul asociațiilor de proprietari și la nivelul proprietarilor, mai bine spus, nu la nivelul asociațiilor, există aceste disensiuni în sensul în care nu se înțelege că acoperișul, dar nu vorbim numai de acoperiș, putem să vorbim și despre subsol, pentru că la fel poate să spună și cel de la etajul 3 sau 4 că nu e problema lui subsolul. Nu. Problema este a tuturor. Până să trecem la măsuri de acest fel, așteptăm prima dată acele
centralizarea datelor care ne vin prin intermediul asociațiilor de proprietari și ulterior le vom pune în vedere faptul că vor trebui să intre în legalitate și le vom explica maniera în care vor putea face acest lucru. Dacă nu intră, vom... Putem discuta inclusiv prin intermediul instituțiilor abilitate, Inspecția de Stat în Construcții, Prefectura și așa mai departe. Deci, momentan... Proprietate comună, nu e privată. Privată, da, toți sunt proprietari. Sunt toți. Păi da, e privată. Acum s-a mai pune problema nu neapărat de legalitatea acelei construcții, până la urmă și de durabilitate, care putea să fie fără proiect, dar făcut ca oamenii, deci cu cap și durabil. Asta un expert poate. Aia un expert. Totuși, cine stabilește? Un expert. Legea în construcție. Nu se face un gard fără autorizație în construcție. Eu înțeleg, dar dacă tot s-a construit, cine da, e un expert, verifice? Un expert. Proprietarul. Deci proprietarul își alege un expert acreditat. E ceea ce vă spuneam, prin certificatul de urbanism, vi se solicită anumite avize, plus proiect, plus expertize. Da? Deci, proiectantul, cel care va realiza și va constata maniera în care e făcut, împreună cu experții care colaborează, constată că e bun, merge mai departe. Dacă nu, poate fi unul... Păi nu, Eu v-am spus că există o procedură. Restul mai departe de aici e treaba proprietarilor. E treaba proprietarilor. Și până la urmă e ceea ce v-am spus și cu ocazia altor conferințe. E și răspunderea proprietarilor. Eu am întâlnit o asociație de proprietari care a fost dată în judecată de o firmă de asigurări. Sigur, o mașină avea casco, firma a acționat în regres, asociația de proprietari este acum bună de plată. Deci pentru anul școlar 2017-2018 schema este deja făcută, dacă e cazul vom vedea. Depinde și de solicitările care provin de la unitățile de învățământ și de necesitățile lor. Nu, după ce voi termina această conferință de presă, voi încerca să obțin o întâlnire la București. Direct decât cele finanțate prin Banca Mondială, acolo unde Primăria Municipiului Roman a depus un proiect pentru stația de compost. Restul mai departe, celelalte provin prin acel plan de mobilitate urbană care se adresează foarte mult municipiilor reședință de județ și mai puțin celorlalte municipii și orașe. Mulțumesc! Da. Nu, cu canalizarea este deja realizată, e doar... Nu. Rețelele de canalizare sunt cele efectuate prin proiectul cu finanțare europeană al apa servului. Acolo, eu nu știu pe unde ați mai fost dumneavoastră ce ați văzut, dar să știți că marea majoritate a rețelelor de canalizare trebuie să treacă pe domeniul public, nu trebuie să fie pe o proprietate privată
și de regulă trece prin... pe marginea străzilor vin rețele de preluare a apelor pluviale spre margine. Cele de canalizare rămân pe mijloc. Sunt și aici niște normative, iar toate acestea sunt prevăzute de către proiectanți, care trebuie să respecte niște normative. Și de regulă spre margine sunt cele de energie electrică, sunt cele de gaz metan și trebuie să existe o anumită distanță între ele. Dar ele sunt deja, da, dar ele sunt deja realizate, sunt deja implementate prin acel program cu finanțare europeană al APASER-ului de extindere a rețelelor de canalizare, inclusiv din cartierul Nicolae Bălcescu. Da, până la urmă, dacă constructorul acestor străzi trebuie să facă de așa natură încât să le aducă clar la nivel, pentru că dacă iei să mergi acum și pe strada Eternității, de exemplu, sunt tot pe mijlocul străzii, dar cred eu că nu deranjează. Da, acolo au fost probleme legate și de cei de la, de la gaz. Mulțumesc. Preiau întrebarea de la colegi. Totuși, nu se găsește niciun constructor în orașul ăsta care să fie stabilit canalele la nivelul asfalt? Păi, haideți să vedem punctual unde le-am ridicat și dacă nu sunt bine. Păi, Alexandru cel Bun, de exemplu... Păi, Alexandru cel Bun, acolo discutăm de altceva. Dar eu, cele pe care cred că am ridicat câteva sute în acest an și pe Bulevardul Republicii și toate străzile pe care le-am asfaltat și din zona port, în Scoarul Republicii încă nu am finalizat lucrarea. Discutăm de altele. Da? Victoriei, viitorului pe Bulevardul Republicii, unde au mai fost probleme punctuale, aviatorilor, 22 decembrie, eroilor, parcului, Martir Horia, Martir Cloșca... E proiect finanțare europeană, nu putem interveni. Păi cum, dar el... Nu, ele nu sunt chiar... Ele nu sunt... Deci s-a intervenit, dar nu sunt... Din păcate, acolo probabil mai sunt pierderi ale rețelei de apă. Acolo, din păcate, așa este terenul. Din primăvară vom interveni din nou. E greu să mai intervenim în perioada asta iarnului, că nu mai avem asfalt. Și atunci să intervin acum și să las fără asfalt, iarăși nu e ok. Da, am o întrebare. E în discuție un proiect de lege, de modificare a legii poliției locale, în sensul în care anumiți polițiști locali vor putea căpăta dreptul de a face circulație. Da, e vorba de modificarea legii circulației. Este un compartiment de circulație rutieră, însă printr-o hotărâre a înalții curs de casație și justiție, practic polițiștii locali, chiar dacă au atribuții în domeniul circulației publice, nu mai pot da amenzi la regimul circulației publice, ci doar în ceea ce privește hotărârile de Consiliul Local, care sunt complementare legii circulației. Într-adevăr, atât prin demersurile pe care le-am făcut noi la Asociația Municipiilor din România, s-a demarat un astfel de proiect. Noi deja l-am pregătit într-o formă pe care am înaintat-o Parlamentului și așteptăm de acum Parlamentul să se pronunțe. Nu prevede nimic altceva decât faptul că polițiștii locali cu competență în domeniul circulației publice să poată aplica și ei sancțiuni, pentru că am mai observat un lucru. Toți romașcanii doresc, poliția locală nu dă amenzi, nu face nimic. Dar dacă nu are competență, cum să le dea? Și atunci o soluție pe care noi am mai aplicat-o acum de curând este aceea de a forma patrule mixte, un polițist local și un polițist de la Poliția Națională, astfel încât ori unul, ori celălalt să poată avea competența de a aplica amenzi. Vreau să vă întreb dacă se impune o ședință de analiză la aceste roman echipa de hamare, urmare a ultimului rezultat din acela. Practic, o înfrângere acasă și o necalificare în Baia HF. Bine, asta este subsidiară și oricum se știe foarte bine că da, păi. Dar au fost înfrângeri. Da, e drept că poate înfrângerea cu Cisnădie
ne afectează emoțional cel mai mult, însă trebuie să vedem și investițiile care s-au făcut la Cisnădie și cât de mult și-au crescut din punct de vedere valoric lotul de jucătoare. E o problemă pe care trebuie să o mai discutăm și la nivelul județului Neamț, pentru că toate echipele din Liga Națională beneficiază de dublă finanțare, atât de la consiliile locale, cât și de la consiliile județene. Din păcate, CSM Roman este finanțată numai de Primăria Municipiului Roman și este din ce în ce mai greu să faci față rigorilor dintr-un campionat din ce în ce mai puternic dacă primești finanțare numai dintr-o parte. Din punctul acesta de vedere, sunt probleme în ceea ce privește plata salariilor? Da, în momentul... Nu, eu nu cred că... Nu discutăm de o lipsă de motivație din punct de vedere financiar. Atât, vă spun că din punct de vedere valoric, echipa din Cisnădie este o echipă care s-a întărit. Sigur că în momentul de față, eu personal nu am văzut jocul, dar e clar că este un rezultat care ne nemulțumește. Așteptăm meciul de miercuri de la Rapid. Urmează iarăși două partide foarte grele, cu două echipe care de asemenea s-au întărit foarte mult. Trebuie să privim și altfel, adică nu neapărat emoțional, trebuie să privim și pragmatic lucrurile care se întâmplă. E drept că noi am fost obișnuiți. Da, împotriva căror echipe. Haideți să vedem. Păi, hai să vedem și ce bugete au acele echipe. E ușor, noi tot am încercat în ultimii ani și am ținut echipa cu un buget foarte mic la un nivel foarte ridicat. Însă să știți că e din ce în ce mai greu să o menținem acolo și chiar se pune problema că e din ce în ce mai greu să o susținem în continuare, dacă nu vine și Consiliul Județean alături de noi. Pentru că ne este foarte greu. Am cerut. Da, avem adresă depusă la Consiliul Județean de mai bine de o lună de zile. Și nu ați primit niciun același răspuns pe care l-ați primit și dumneavoastră. Păi eu n-am primit. Păi niciun. Și dacă nu va fi finanțare ajutorul acesta de la Consiliul Județean, luați în calcul desfințarea, închiderea activității, desfințarea echipei? Putem lua în calcul și astfel de variantă. Păi, dar la un dat, numai de unii singuri, Primăria Municipiului Roman nu poate susține la infinit acest lucru. Dar fiind direcția primăriei, poate Consiliul Județean? Bineînțeles, se face contract de asociere, chiar foarte simplu se poate face. Și câți bani ați cerut de la Consiliul Județean? Am cerut până la sfârșitul acestui an 200.000 de lei. Toate acele firme prestează diferite activități cu titlul de sponsorizare către Primăria Municipiului Roman. Marsatul, de exemplu, în acest an ne-a dat circa 40.000 de lei noi și tot așa. Dar sunt sume mici în comparație cu nevoile pe care le are. Consiliul Local Roman, Primăria Roman, cât alocă anul ăsta? Câți bani a dat? Păi nu, trebuie să privim la modul general, au fost undeva în jur de 36 de miliarde, până acum. Dar e vorba de ambele activități, și de fotbal și de... 36 miliarde de lei vechi. Da. Da. Nu, pentru ambele, pentru cele două. Da. Și să știți că și cheltuielile la Liga 3-a de fotbal au crescut foarte mult, distanțele au crescut foarte mult, și acolo consumăm și acolo resurse destul de importante. Am înțeles. În concluzie, dacă nu vine un ajutor de la Consiliul Județean, este posibil să se renunțe la această activitate? Eu sper ca și Consiliul Județean să nu facă ceea ce a făcut și pe la Piatra Neamț, acolo unde a distrus tot ceea ce înseamnă sport de performanță. Pentru că acum în Liga Națională nu mai există nimic la Piatra Neamț. Ce lună se află? Ultima lună plătită a fost august. A doua întrebare, vreau să vă întreb, mai sunteți membru al Asociației Locale de Vânători și Pescari Sportivi? Da. Da. Din ce grupă? Grupa Săboane. Grupa Săboane. A fost acolo un incident relatat de presa internațională cu un caz de braconaj internațional. Nu ați în calitate de vânător. Ce părere aveți despre, una, modul de organizare în asemenea partide și a doua, despre de ce mai
Da, acolo această discuție, eu personal nu știu prea multe amănunte legate de acest aspect. Eu, statutul meu de membru al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Roman e pur și simplu acela de a participa din când în când la câte o vânătoare, dar nu sunt membru cu drepturi de decizie nici în comitetul director, nici în adunarea generală. Nu am informații concrete și de aceea îmi este foarte greu să mă pronunț, însă și din discuțiile care au fost cu domnul ministru și doamna Flora știe că s-a ridicat acest subiect, nu existau foarte multe date în momentul de față care să catalogheze ca fiind o infracțiune sau nu. Se analizează, se cercetează și ulterior, când vom ști mai multe cu toții, vom vedea ce este de făcut și, bineînțeles, și noi la nivelul asociației vom discuta. Eu m-aș pregăti dacă aș avea și timp. Din păcate, ultimii 2 ani nu prea am mai participat, dar îmi face plăcere din când în când, nu neapărat vânătoarea în sine, cât mișcarea în aer liber și prin zăpadă. Baia comunală în momentul de față se află în procedură de retrocedare. Ea nu mai aparține comunității locale, drept pentru care nu face. Către proprietarul de drept, cel care a solicitat. Cine a solicitat? Roma, străinătate? Din străinătate. În continuare, sunt foarte multe terenuri libere. Noi încercăm, dacă ați observat, aproape la fiecare procedură de licitație publică, mai scoatem loturi de teren în acea zonă, tocmai din dorința de a mișca lucrurile și în acea zonă. Noi sperăm că odată cu acea investiție care se realizează în incinta firmei Somaco, acel depozit logistic Profi, acea zonă să se dinamizeze și să prezinte interes pentru investitori. Da, dar terenurile sunt date? Nu. Ele, în termen de un an de la adjudecare, dacă nu se începe construcția, se anulează contractul de concesiune. Ele sunt libere. Toate contractele care au depășit un an de zile au fost anulate. Da. Și o ultimă întrebare, referitoare la firma Polirom. Era o inițiativă mai veche a administrației locale de preluare a acestui spațiu. Ce s-a mai întâmplat? Păi, suma de bani necesară pentru achiziționarea acestei instituții, din păcate, nu a fost niciodată la îndemâna primăriei municipiului Roman. Noi speram ca prin acest împrumut pe care să-l facem să alocăm o sumă și pentru acest lucru, numai că între timp acel imobil a fost deja vândut. A fost vândut? Da. Și nu. Nu știu. Asta trebuie să întrebați lichidatorul. Da. Păi, de la lichidator. Lichidatorul care... cu zarzavaturile. Da. O lămurire. Ce se va întâmpla cu zarzavaturile și cine le contabilizează astea? Unde se duc? Unde se vor păi, alea la, cei care, unitățile de învățământ care le gestionează, tot ei le vor și consuma. Deci
deci ca unități fie, profil. Fie prin... Nu, nu, dar nu discutăm de unități profil. E vorba de suprafețe mici de teren și, dacă discutăm de grădinițe, toate acele zarzavaturi vor putea fi folosite în procesul de... Asta vă întrebam. Da. Cine le contabilizează? Că așa educatoare poate să iau sacoșă de pepeni și duce acasă. Nu punem pepeni. Nu. Da. În sensul dacă proiectul are o perspectivă... Nu, va fi, deci împreună cu colegii noștri de la biroul de mediu vom monitoriza, este clar, că toate aceste culturi și interesul nostru este acela de a educa pe copiii noștri să mănânce sănătos. Deci e clar că principalii beneficiari ai proiectului sunt chiar copiii. Unitățile de învățământ au și administratori, au și... Eu cred că nu e asta o problemă, mai ales că nu vorbim de hectare. Ați spus de sensul giratoriu că veți achiziționa niște semnalizări. Numai Primăria Roman este responsabilă să cheltuie... Ca și administrator de drum. Primăria Cordun, ați discutat, au și un petec acolo, plus administratorul CNADR-ul ăsta, cum se cheamă. Da, el are mai încolo. Nu, aici eu v-am zis că pe mine mă interesează ca eu, ca administrație publică locală, să știu că am făcut tot ce stă în puterea mea să ofer condiții de trafic cât mai sigur. Restul mai departe, că alții nu respectă viteza, că se urcă băuți la volan sau alea chiar nu are cum să le prevadă o administrație publică locală. Se va finaliza cu ultimul strat de asfalt da. Anul acesta? Da, da, da. Vremea... Nu, vremea e bună pentru turnat, nu e nicio problemă, doar atât constructorul așteaptă 2-3 zile consecutive de vreme fără ploaie. Da. Nu, vreme fără ploaie, asta e important. Da. Vă mulțumesc mult. Mai avem. Da? Spuneți. Până la giratoriu trecem peste nivelul la care a ferat că mai aveți soluții acolo, pentru că din nou apa da. Săpat, iar, acolo, proprietarea celor trei linii de cale ferată sunt trei persoane juridice diferite. Noi ne aflăm în discuții foarte avansate și sperăm ca toți trei să se pună de acord în ceea ce privește realizarea acestei investiții undeva în cursul anului viitor. Primăria Municipiului Roman, asumându-și o porțiune premergătoare și după acea linie de cale ferată pentru... Păi nu, n-ați înțeles. E un proiect de reparație capitală a trecerii la cale ferată. Primăria, și am fost întrebați de către cei trei proprietari, CFR-ul, Marsatu și o firmă particulară. Nu, acela operează pe CFR. Da, tot pe CFR. Da. Principalul interesat în realizarea acestei reparații este Oscar Downstream, care a și preluat proiectul de la noi, se află în discuții cu toate instituțiile statului, inclusiv obținerea autorizațiilor și tot ceea ce înseamnă. Pe de o parte, înlocuirea acelor sisteme de trecere la cale ferată și noi, ca primărie, ne-am asumat reparațiile, așa cum vă spuneam, înainte și după trecerea de cale ferată. Se va interveni cumva în următoarea perioadă să mai repare? Aici vom interveni, dar cel mai probabil așteptăm să ne vină RRD-ul, acel asfalt care îl putem folosi la rece, pentru că, din păcate, tipul acesta de intervenții minore nu prea se mai poate face cu asfalt cald, timpul nemai fiind de partea noastră, pentru a-l putea muta dintr-o parte în alta. Vom continua lucrările de reparații cu asfalt cald, dar doar acolo în locurile unde îl putem folosi în același loc. Și iarăși, dacă am adus în discuție acest lucru, vreau să vă spun că în această săptămână vom efectua și lucrările de reparații cu covor asfaltic pe fundătura crizantemei. Da. Da. E o propunere, dar în momentul de față, din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului Roman nu își poate permite așa ceva.
Eu cred că anul viitor aceasta va fi soluția cea mai bună, reparația acelor cauciucuri care sunt, de fapt, înlocuirea lor. Și acolo mai e o problemă, e legată de faptul că ați văzut că doar acest tip de material este folosit de-a lungul E85, însă particularitatea de la Roman e că această cale ferată e în diagonală, nu e dreaptă. Și atunci niciodată nu se calcă cu amândouă roțile, ci întotdeauna va exista un dezechilibru și o presiune suplimentară, și de aici apar și aceste denivelări. Există o trecere la rampă, care e normală, dar și distrusă și aia. Nu comparăm trecerea de la rampă cu... Nu, dar aceea e pe structură de beton. Da. Dar aici nu dă voie, nu dau voie căile ferate. Deci noi trebuie să respectăm. Da. Și o ultimă întrebare, spuneați, cu două luni în urmă sau o lună jumătate, că ați dat în lucru o inventariere a trotuarilor din zona centrală, să vedeți care aparțin de firme, de societăți particulare. Ați intervenit foarte bine la Copii Center, acolo în față, și s-a amenajat. Trebuia să continuați proiectul, dar așteptați inventariere. S-a finalizat? Știi care sunt trotuarele? Aici nu avem încă toate informațiile de la cartea funciară și încă mai așteptăm. Oricum va trebui să intervenim și, după cum bine știți, din împrumut noi am alocat o cotă parte și pentru reparația de trotuare. Printre celelalte care au nevoie de reparații vor intra și cele din zona centrală, tocmai pentru a avea. Iar aici, ceea ce vă spuneam încă de acum ceva vreme, în zona asta vom intra nu numai cu trotuarul, ci vom intra și cu parcarea de la Roma Bodă. Cu extindere. Pentru anul viitor. Da, vă mulțumesc.